Așezământul monahal românesc din Budapest a închinat Sfântului proroc Ioan Botezătorul și a sărbătorit ocrotitorul. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, împreună cu preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, au săvârșit sfânta liturghie în locașul de cult al așezământului. Ne-am gândit la Sfântul Ioan Botezătorul, ni l-am imaginat fiecare dintre noi acolo în pustiu, apoi, propovăduind la râul Iordanului acele cuvinte spuse cu voce tare ca să audă toți cei prezenți, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și pericopa evanghelică s-a încheiat cu aceleași cuvinte spuse de Iisus Hristos, care plecase din cetatea Nazaret, unde copilărise și crescuse, înspre Capernaum și a spus cuvintele: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Este un prilej de meditație. Ni se oferă posibilitatea să moștenim împărăția cerurilor cu rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul, ale Maicii Domnului, ale tuturor sfinților care au simțit împărăția lui Dumnezeu încă din viața aceasta în inimile lor. Pentru credincioșii noștri ortodoxi români din Budapesta, duminica aceasta, după botezul Domnului, a fost o zi de mare sărbătoare, în care am sărbătorit hramul așezământului monahal românesc, care funcționează aici de 7 ani și care se află sub conducerea părintelui protosinghel David Pop. Iată, cu binecuvântarea prefericitului părinte patriar Daniel, din nou în mijlocul nostru la Sfânta Liturghie și la programul care a urmat după aceea, a fost prezent împreună cu noi în slujire sfântă preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei și alți clerici din episcopia noastră și din episcopia pe care o conduce preasfinția sa. A fost zi de mare sărbătoare aici la Budapesta pentru comunitatea românească, cât și pentru membrii așezământului monahal din capitala Ungariei. Vă invităm pe toți să fiți alături de bucuria noastră și mulțumim tuturor celor care cu gândul sunt alături de noi și ne rugăm bunului Dumnezeu pentru românii de pretutindeni. Ne aflăm într-un moment deosebit, este ziua în care sărbătorim hramul așezământului monahal din Budapesta, o instituție care pentru românii care locuiesc în capitala ungară este un punct de referință, este un far al credinței ortodoxe române, motiv pentru care duminică de duminică și de câte ori este slujbă aici în parohia ortodoxă română din Budapesta, românii, fie că vorbim despre români de comunitate istorică sau români veniți din diverse regiuni ale României în ultimii 25 de ani, 30 de ani, se reîntâlnesc cu credința, se reîntâlnesc cu tradițiile și cu amintirile din România. După Sfânta Liturghie, credincioșii români din Budapesta au asistat la un concert ce a cuprins melodii patriotice și populare românești din zona Olteniei. Sărbătoarea hramului s-a încheiat cu o agapă frățească.